Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una notă generală despre piețe. Lucrurile discutate nu trebuie văzute drept recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică, bineînțeles, riscuri care sunt amplificate de utilizarea efectului de levier. Performanțe trecute nu sunt o garanție a rezultatelor viitoare. Bun. Să vedem cum arată piețele, iar propunerea mea este în segmentul indicilor de acțiuni, care încearcă acum o redresare după însă un episod destul de dureros în noaptea trecută. Am văzut ajustări destul de serioase, începând cu ora 2:30 și accentuate ulterior. Am primit, e drept, date din China, deși pare că răspunsul acesta ține mai degrabă de o accentuare a tensiunilor comerciale între mai multe state ale lumii. De exemplu, președintele american a spus că în condițiile în care avem o creștere a numărului de imigranți ilegali, ar urma o majorarea taxelor vamale asupra tuturor bunurilor care vin dinspre Mexic. Asta la mai puțin de 24 de ore după ce un raport al Bloomberg arăta că în China importurile de soia dinspre Statele Unite ar fi fost oprite. Pe lângă acestea, datele venite noaptea trecută din a doua mare economie a lumii, indicele PMI pentru sectorul manufacturier pun serios pe gânduri. Vorbim despre una dintre cele mai slabe valori din ultimii ani și, la drept vorbind, chiar dacă segmentul de servicii este într-o zonă de creștere decentă, rezonabilă, totuși nu vedem deloc acel respiro pentru segmentul industrial și asta în condițiile în care urmează foarte probabil să vedem un impact și mai sever din partea sancțiunilor comerciale, ceea ce este departe de a liniști piețele, oricum îngrijorate și de alte aspecte de ordin geopolitic. Vorbim despre tensiuni, de exemplu, între Rusia și Statele Unite. Oficiali americani vorbind despre niște teste nucleare pe care le-ar fi realizat Rusia și care ar fi fost în afara spiritului unui tratat bilateral. În același timp, avem. Da, nu pare a se încărca aici pagina noastră. A picat netul. Mai multe aspecte astfel de tensiune pentru trader care au accentuat tendința de scădere a dobânzilor la un nivel destul de coborât. Este o zonă care ar putea, din punctul meu de vedere, să declanșeze un stres suplimentar dincolo de ceea ce am văzut noaptea trecută. Dacă mergem pe un grafic daily, iarăși vom constata că trendul descendent este în derulare de ceva vreme și chiar semnalul potențial pozitiv ar fi fost aici un fel de harami, bullish, sesiunea de ieri. Ei bine, chiar și acel semnal
pozitiv a fost lăsată în urmă, cu toate că piața cred că ar fi fost mai degrabă pregătită, fără noi șocuri, ar fi fost pregătită pentru o recuperare, poate chiar spre 2800 de puncte. Ei bine, nu a fost cazul de data aceasta. Suntem în zona unui suport important la 2762, pe un grafic daily și simt că e bine să avem o perspectivă mai largă în această perioadă, 2737 ar fi nivelul următor de suport. Rezistența este la 2779 și 2792. Înainte de a merge la calendarul macro, vreau să mă uit puțin pe întrebările dumneavoastră, niște comentarii despre ce a împins piața în jos. Dacă ne uităm pe T-Note, S500 se ține destul de bine, sunt de acord deocamdată, dar uitați-vă la panta ajustărilor. E drept, nu toată lumea în piața obligațiunilor suverane de părere că urmează noi scădere accentuate. Gundlach, de exemplu, consideră că suntem cam în zona de minim a dobânzilor și deci urmează o anumită recuperare. Bun, haideți să vedem ce ne rezervă sesiunea de astăzi după date slabe din China, date slabe în privința vânzărilor cu amănuntul în Japonia, dar o producție industrială în creștere, vânzări cu amănuntul minus 2% lună la lună în aprilie în Germania. Așa că este destul de clar că nici bursa germană nu se simte foarte bine. E o double whammy, o dublă lovitură aici. Deschidere cu gap după sesiunea asiatică, apoi și aceste date slabe și piața a pierdut față de închidere peste 1,4%. Mai mult, se accentuează aici o presiune descendentă care, din punct de vedere tehnic, preocupă destul de consistent. Scuze. Avem până la urmă o spargere a unui suport, aș spune eu, de importanță medie, cel puțin, în zona 840-845 de puncte. E drept, rezistența vine și ea spre nivelurile actuale pe măsură ce timpul trece, este descendent cu o pantă înaltă, dar rezistența este undeva la 12.000 de puncte, foarte departe de nivelurile actuale. Ce ar trebui să ne preocupe astăzi? Aș spune că în egală măsură fluxul de știri cu cel ce ține de publicările economice pe care le vom discuta. Avem pe lângă niște comentarii ieri pe care normal, neavând webinar, nu le-am discutat, dar e cazul să le reiau acum. China, care spusese că printr-un editorial, într-un ziar oficial al partidului din China, sfătuia Statele Unite să nu subestimeze abilitatea de a-și proteja dreptul de la dezvoltare. Și o altă frază foarte, foarte relevantă în alte situații istorice, don't say we didn't warn you, să nu spuneți că nu ați fost avertizați, o situație folosită înainte de un conflict militar între China și India și într-o altă ocazie de asemenea între China și Vietnam. De asemenea, pe lângă discuția acelea despre pământurile rare, sau metalele obținute din pământuri rare, China, iată, informație recentă de la Global Times, de la editorul Global Times, China va lua măsuri majore de ripostă față de Statele Unite și nu va aștepta pasivă, ceea ce inflamează exact preocuparea de bază a traderilor în această perioadă. Totuși, pe termen scurt, nu este exclus să vedem o anumită corecție dacă ne gândim la umbra inferioară destul de consistentă și la tendința de recuperare deocamdată. Spune însă că fereastra pentru o revenire este de ordinul la câteva ore. Dacă nu spargem 764 sau și mai bine 770 pentru a viza un 794 sau ulterior 830, piața riscă alunecări ulterioare și de altfel a spune că trendul descendent actual, chiar dacă are anumite trepidații,
Deocamdată, fundamental, are șanse să continue. US 100 a spart 7170, sigur, sesiunea nu s-a încheiat, dar graficul daily este de asemenea unul de continuare a trendului descendent, așa cum vedem și în alte piețe bursiere majore. În cazul Italiei, știți că aici aveam acea temere de rupere a guvernului, acel conflict pe lângă toate acestea între Uniunea Europeană și țintele sale de deficit și ceea ce își dorește Italia. Din când în când mai avem câte un gap și în ultima vreme gap-urile a fost în sens descendent. Pe termen scurt, graficul daily, dacă am reușit o închidere spre 700 de puncte sau mai sus, ar fi un fel de hammer, arăta bine. Deci o mică redresare de aici și cu umbra inferioară bursa ar arăta ceva mai bine, dar va reuși acest lucru. Aș spune că strict pe baza datelor fundamentale actuale nu este foarte ușor de anticipat o redresare. Avem date despre PIB-ul în Italia la ora 11 și cifre de inflație la nivelul consumatorilor la ora 12, în timp ce în Germania avem indicele armonizat al prețurilor de consum. Sunt de importanță medie, mai relevante sunt datele de la ora 3:30 din Statele Unite, PCE Core, Chicago PMI la 5 fel și indicele consumatorilor din spre University of Michigan. Da? Iată, am dezvăluit întregul nume al instrumentului. Există, deci, un set de date care pot să miște piețele, în principal inflația și încrederea consumatorilor. După părerea mea, însă, traderii sunt destul de aproape de momentul critic, de momentul în care și-ar reface calculele într-o manieră mai rapidă. Deci, cred că ar trebui să se întâmple ceva bun, ceva foarte bun și nu numai din sfera macro, ca să se replieze aici sentimentul de piață. Altfel, există o presiune pe 2760 de puncte și poate nivelul intermediare am putea găsi poate spre 757 și undeva orientativ spre jumătatea acestui interval. Însă, tendința preponderentă este încă descendentă și riscurile tot în acest sens se adună. 2774 și 2780 oferă o rezistență pe termen scurt. Shanghai Composite nu a închis foarte puternic în scădere, este adevărat. Stresul din Statele Unite ține și de discuțiile despre impeachment, despre demiterea, suspendarea președintelui și demiterea sa, mai corect spus. Iar în China operează, cred, mai mulți factori, poate și niște companii de stat sau alte fonduri asociate care sunt la cumpărare, poate și faptul că am avut anterior niște scăderi importante, nu suntem la maxime istorice ca în Statele Unite. Cum va închide piața? E o ipoteză deschisă aici. După părerea mea, dacă nu mai avem vești majore, probabil că închiderea va fi una mai degrabă slabă. Dar surprize pot apărea, cine știe. Până acum a fost un roller coaster, deci nu ar fi imposibil să vedem din partea președintelui tocmai o idee că poate renunță la acele taxe vamale pentru Mexic și că vrea să vadă ce îi oferă Congresul sau Canada și Mexicul în disputele comerciale. Deci lucrurile se pot schimba de la oră la alta, dar acum nu arată extraordinar. Segmentul de piețe valutare este cel care ne permite să discutăm despre euro-USD la început. În momentul de față există o respingere din zona 1.1122, care mai degrabă ilustrează un fel de triunghi aici, triunghi ce completează un trend descendent de ceva vreme. Dolarul american a avut de câștigat în ultima perioadă, cu toate că nu toate datele au fost constructive, în condițiile în care am avut, de exemplu, în Statele Unite o mai slabă valoare a cheltuielilor individuale de consum, dar un PIB la nivel decent, 3,1, ajustat de la 3,2, nu e o cifră slabă.
Vânzările de case ante contractele minus 1,5% aici, da, surpriză negativă, dar piața muncii încă robustă. Dolarul s-a întărit, probabil, însă din două motive. Unu, euro n-a putut să ofere o alternativă preferată, în timp ce în cazul dolarului a operat această solicitare de siguranță de regiuni care să asigure return of the money și nu return on the money, deci o teamă care se vede și în evoluția titlurilor de stat, care împinge în jos și piața de capital. Pe termen scurt, însă, pare a fi timpul pentru o contrareacție. Nici situația din Italia nu ajută foarte mult, dar o corecție pozitivă nu este exclusă. 1,1771, 1,12 și 1,12,15 sunt nivelul de rezistență. Tendința pe termen mai lung rămâne să descendentă. Și aș fi foarte atent la suportul de la 1,1122 și mai jos la 1,1055 în sesiunile următoare. O întrebare destul de bună. N-ar trebui să scadă dolarul în legătură cu Mexicul? Nu neapărat. Teoretic, dacă se impun taxe vamale care nu sunt compensate ulterior de cealaltă parte, am avea o victorie relativă a dolarului, o reducere a deficitului. În practică, nu cred că pe asta mizează piețele, ci pe faptul că ar fi. Impactul economic s-ar derula într-un timp mai îndelungat. Acum investitorii rețin asta, incertitudine, și incertitudine ajută USD-ul. Dar pe termen mai lung, vorbim însă de multe trimestre, poate ani de zile, cred că reacția pe dolar nu ar fi una constructivă, cu toate că în prima fază ar putea să fie. Deci depinde foarte mult de orizontul asociat. Bun. În Marea Britanie avem o săptămână din nou de scădere. Lira sterlină a avut momentele sale dificile în sesiunea de ieri, mai ales la deschiderea pieței americane, cu toate că se discută destul de mult de un al doilea referendum. Ei bine, există facțiuni, grupări diferite în Parlamentul Britanic și nu aș merge neapărat pe ideea ca de acum știm cine va câștiga. Vom avea o nouă conducere conservatoare. Vedeți, calendarul macro include la 11 și jumătate cererile de credite ipotecare și masa monetară de importanță medie, aș spune eu, după ce toată lumea se uită către scena politică. Și între timp am văzut atât o știre de la BBC despre scăderea semnificativă a producției de automobile în Marea Britanie, cât și un grafic pe termen mai lung pe Reuters despre trendul investițiilor companiilor pe termen mai lung. De la Brexit, trendul care era, nu am graficul aici, va dura până îl găsesc, dar puteți să-l imaginăm un trend care creștea cam așa, cu o pantă, să zicem, de aproape de 45%. A fost votul pentru Brexit și de atunci evoluția este laterală sau ușor descendentă. Deci din 2016 s-a derapat, investițiile au fost amânate. Asta se poate spune. Cu toate că partea de consum merge bine, dar consumul când nu ai și producție se duce la accentuarea unor deficite în timp. 1,2638 rezistență și 1,2665, suporta 1,2598 și 1,2580. Aș spune că schema aceasta accentuată, spike-ul acesta de ieri, pare să arate o epuizare a pesimismului pe termen scurt. Deci aș spune că o șansă corectivă pozitivă pentru GBP/USD există astăzi, mai ales din perspectivă tehnică, nu neapărat din perspectivă fundamentală pe termen scurt. Pe termen scurt, lucrurile nu arată extrem de bine, fundamental. În schimb, pe termen mai lung, eu cred că se va merge spre o soluție. Vom vedea însă care este varianta finală. Stres vis-a-vis de China, ajustări în piețele asiatice și un dolar cu dobânzi mai scăzute sunt o rețetă perfectă nu pentru dolar yen, ci pentru yen dolar. Astfel, yenul se apreciază în fața dolarului american la niveluri
de prin ianuarie. Suportul este la 108,48 și tendința este preponderent descendentă acum. Rezistența 109,14. Bun. Întrebare despre lira sterlină, dacă se poate, se poate atinge 1,25 pe termen îndelungat. Da, cred că da. Nu cred că este imposibil. E drept, aș urmări închiderea de astăzi, dacă mă interesează termenul mai îndelungat, aș urmări închiderea de astăzi, să zicem că ar fi, dacă ar fi pe la un 26,35 sau 26,40, am putea vedea o corecție pozitivă pentru câteva sesiuni și asta ne-ar îndepărta de un nivel de 1,25. Dar trendul principal nu pare să fi încheiat deocamdată. E nevoie de un șoc politic important ca să schimbe cumva percepția. Bun, pe leu, leul se întărește de câteva zile. Pare a avea de-a face cu rezultatul alegerilor și cu așteptările de reversare a unor măsuri, inclusiv ordonanța care a impus o taxare suplimentară băncilor. Este o chestiune conjuncturală în momentul de față, pentru că datele macroeconomice nu putem spune că s-au îmbunătățit semnificativ. Dimpotrivă, eu, din ceea ce am văzut, deficitul pare a fi în creștere și inclusiv împrumutul asumat chiar de autoritățile locale tinde să crească, ceea ce pune semne de întrebare pentru viitorul mediu și îndepărtat. În schimb, pe termen scurt, sentimentul s-a modificat aici. Avem o presiune pe 4,75, a fost temporar chiar sub nivelul respectiv, însă e de văzut dacă va și dura. Pentru moment avem destul de puține date macro relevante, în timp ce dobânzile la 3 luni în varianta ROBOR, le avem pe cele de ieri, nu încă cele de astăzi, 3,25 în modestă scădere, overnight-ul 2,81, deci 1 respectiv 4 puncte de bază mai jos, nimic foarte spectaculos. Însă, deși sentimentul actual este constructiv, nu mă aștept neapărat ca acesta să dureze. Segmentul de materii prime începe cu petrolul. Aici puține instrumente au fost mai sever afectate de ceea ce s-a întâmplat în piețele de capital. A fost până la urmă și o pierdere a entuziasmului de pe 29, care atestă, din punctul meu de vedere, o intensă latură speculativă a pieței, care reacționează emoțional la niște știri care pot să aibă impact pe termen mai lung. Avem în linii mari o scădere, însă în ultima perioadă, care ține de evoluția din piețele de capital, ține de situația din China, dar ține și de alte elemente, între care stocurile. Stocurile nu au fost diferite față de așteptări, dar din punct de vedere al petrolului, dar avem o creștere pentru benzină și o scădere pentru produse distilate. Dacă ne uităm per total, suntem cam pe acolo sau cu o ușoară dezamăgire. Problema este că această dezamăgire vine într-o perioadă în care traderii sunt realmente stresați de ceea ce se întâmplă cu China și le este teamă că de acolo va veni o încetinire masivă a cererii. Mai mult, am văzut un grafic despre cererea pentru diesel, pentru motorină, în China, iar lunile martie și aprilie au dus o scădere importantă. Cred că toate acestea joacă un rol, însă sentimentul meu este că, de fapt, piața chiar în această perioadă își caută un minim pe termen scurt. Suportul este la 55-60, dar mai jos unul important este la 54-62. Rezistența ar fi în zona 56-40, 56-90 și 57-52, mai sus 58-25. O perioadă de consolidare, însă lucrurile ar putea să meargă ulterior. Eu spune că dacă mai avem câteva ore de consolidare, mai degrabă piețele vor mai suferi o perioadă și abia după aceea se vor gândi la o eventuală corecție. Dacă avem rapid o depășire la 56-60, există speranțe pe termen scurt.
Se așteaptă și o nouă întâlnire a OPEC, dar mai este ceva timp până atunci. Aurul a fost un câștigător vizibil al ultimei perioade. Instabilitate, temeri vis-a-vis de economie, temeri vis-a-vis de relațiile comerciale și risc de conflict, nu doar verbal. Astfel am avut o spargere a lui 1286, iar cu dolarul acesta, cu dobânzile în scădere, aurul este susținut pe termen scurt. Totuși, aș spune că, deși reacția este una destul de constructivă, ea e mai degrabă îngropată într-o dinamică mai largă de tip lateral. 1297, 1300, 1301 trebuie depășite înainte de a vedea mai multă forță aici. Iar piața, deși are argumente solide, spune eu, pe termen lung, nu neapărat mă convinge foarte mult pe termen scurt. Există un decalaj și de multe ori aurul, atunci când a dat așa câte o undă de speranță, acela a fost momentul când, de fapt, începea corecția. Aș spune că de data aceasta lucrurile sunt mai serioase și pe mai multe planuri decât în trecut, așa că aș ține aurul sub observație pentru o vreme. Cu toate acestea, așteptările mele sunt mixte, sunt nu foarte clare pe termen scurt, însă sunt mai degrabă constructive pe termen mediu și lung și e posibil să am și expunere în acest sens. Pentru moment, suportul ar fi la 1288 și 1286. Iar sesiunea de astăzi ne aduce date importante la 3 și jumătate, 5 fără sfert și ora 5, care trebuie monitorizate. Pe scurt, despre Bitcoin am văzut o mulțime de materiale recente care atrag atenția că el nu este atât de utilizat în tranzacții efective, ar fi mai degrabă un activ speculativ. Poate și asta, poate și faptul că s-a lansat undeva spre 9.000 și nu s-a putut menține acolo, au dus la o corecție. Trendul este încă ascendent, dar începe să fie așa cam la limită. Dacă spargem linia de trend, putem vedea scăderi suplimentare. Pentru moment, putem vedea însă o anumită așteptare. Bun. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă urez mult succes în trading și un weekend plăcut în continuare. Toate cele bune, pe curând, la revedere!